Șeful, trebuie să o chem și pe Bibilica mea? Nu traște, că gravidele au analizele la zi. Dar de ce trebuie să facem iar analizele, șeful? Că de-abia le-am făcut acum un an. Mărlane, vizita medicală este anuală. Vrei să fii soldat NATO? Faci analizele. Nu vrei să fii soldat NATO? Poți să pleci. Vreau, șeful, dar nu se poate recolta sângele altfel decât cu ac de la... Ba da, Mărlane, eu îți dau un punct în rătul ăla mare și tu ții ulcica de sub ca să strâng sângele. Vrei? Nu, șeful, că n-am ulcică. Dar dacă îți fac eu rost de ulcică, mă lași pe mine să-ți trag pumnul, nați? Ia-și din fața mea, cum a fost tăticul, a durut? N-am simțit nimic, domn sergent, și-a intrat acu, uite atât. Ce faceți, mă? Șeful, poți să... Nu poți nimic, Mărlane, stai aici. Da, vine... Ce? Nu vii, că nu pleci. Da, vine să... Și mie vine să-ți crăp capul când te văd așa fricoși și pantalou. Dar mă abțin, abține-te și tu. Următorul. Hai, hai, Mărlane, hai. Nu! Da, tu. Hai, mă, care se duce. Hai, mă, du-te unul, n-ai un șor de la șeful. Haide, șeful, că mă duc eu ca să vă arăt cât de neînfricat sunt. Da, poate mă ține și pe mine minte la următoarele avansări, da? E super mișto, de unde ți-ai luat-o? De la reduceri. Dacă vrei, probează-o. A, nu, n-are rost, îți dai seama că e pe mărimea ta și n-are cum să-mi vină. Hai mă, probează-o să vezi cum îți vine modelul. Pune-o peste, ce ai de pierdut? Bine, drag. Îți zic, nu mi-a venit să cred că am găsit așa o roche frumoasă, la un preț așa de mic. Când am văzut-o, mi-am închipuit cum aș fi cu bibiloiul meu pe o pajiște și am valsat prin niște flori de cât multe și ne-am așezat pe urmă la umbra unui pom și am mâncat multe amandine cu frișcă, multă pe deasupra și o cutie de ciocolată albă așa. Îți vine? Perfect. Nu pot să cred că m-am îngrășat în halul ăsta. Te-ai îngrășat pe naiba, nu mai exagera atâta. Unde exagerezi, dragă? Păi, tu îți dai seama, adică uită-te la burtoiul ăla și gândește-te că tu ai luat rochia asta pe mărimea ta și îmi vine mie. Dar pe exterior nu pari grasă. Nu par pe naiba. Ce mă fac? Ce mă fac, zici și tu? Și numai din cauza lui Pupățelul, că mi-a făcut zile fripte. M-am îngrășat pe sistem nervos. Se poate? Normal că se poate. Altă explicație eu n-am. Că n-am mâncat mai nimic. Eu zic că ar fi bine să-ți faci și niște analize. Du-te până la noi la infirmerie. Au un aparat ultra performant și îți dă rezultatele pe loc. Încearcă. Ce analize, dragă? Ce analize? Direct pastile de slăbit, că m-am făcut o balenă. Asta chiar dă rezultatul analizei pe loc? Exact. Asta este ultima găselniță a americanilor. Vor să-l folosească în zonele unde se recoltează sânge pentru civilii răniți. Cu ăsta stabilești imediat care donator e sănătos și care nu. Opa! Ce? Nu mergi? O fi asamblat și ăsta tot prin China. Ca toate lucrurile de altfel. Caporal, ești anemic. Ce face? Ai anemie și uite, e destul de severă. Ai vrut, domn doctor, faci mișto de mine, cum naibii să am eu anemia? Aparatul ăla bate câmpii. Eu mă simt foarte bine, frate. Momentan te simți foarte tare, frate. Dar nu știi când vezi negru în fața ochilor și cazi jos. Vezi că nu e deja cu chestia asta, da? Poți să fii în misiune și... De-aia și ești așa de slab. Cum să fii? Domn doctor, n-are cum. Îți spun eu că aparatul ăsta e făcut... Dacă ai obiecții... Faci contestații mata la Bruxelles, da? Că de acolo ne-a venit. Până una alta, eu-ți consemnez ție aici afecțiunea în fișă. Clar? Și vezi că dacă până la următorul control nu te pui pe picioare,
te declar inapt. Mă pun, domn doctor, o să mănânc aspartul. Dar vezi că nu-i de ajuns. Ți-ar mai trebui și niște pastile și eu știu ca să-ți mai fortifici organismul. Da, iau și pastile, iau și de toate. Mă fac culturism, mă fac, domn doctor, mă fac cât malul. Cât să trăiesc. E așa, hai, da? Fu și încep să te pui pe picioare. Cum? Următorul. Rămâi aici, rămâi aici. Aci, ce faci? Bine. Bine faci? Hai, intră. Stai jos. De ce? Ca să-ți recoltez. Ce să-mi recoltez? Că n-am plantat nimic. Slabă poantă. Știu, nici eu a scris. Hai, vino, stai jos. Hai. Mai încoace. Așa, stai acolo jos. Hai. Hai. Cum merge? Greu. Greu, e greu, e greu. Hai, calmează-te un pic. Te-ai calmat? Așa, bravo. Ia, vreau să-mi întinzi tu mie mânuța. Spre mine așa, ia întinde mâna. Hai, mânuța asta mică, întinde. Sigur. Ușor așa, ușor, ușor, ușor. Așa, și închidem ochișorii. Ia uite. N-am început. Acum începem. Vezi să nu miști mâna, da? Să nu miști mâna. Nu miști. Să nu miști mâna, că nu-ți liberezi vena și după aia te înțept de mai multe ori. N-aveți niște superglue să punem pe scaun aici că am venit. Încep. Să nu mai miști mâna. Vezi că nu-ți liberezi vena, da? Atenție. Ți-am zis să nu mai miști mâna că nu-ți liberezi vena? Da, de ce l-am scos? Păi dacă n-am nimerit-o. Încerc chiar. Da. Ești pregătit? Nu. Gata. Ai nimerit-o? Nu. Te anunț eu când o nimerez, da? Te anunț eu. Stai acolo cu minte. Hai. Eu anemic. Eu care eram beton armat. Robocop unității. Terminatorul armatei. Soldat universal. Pokémonul. Mai zi, mă, și tu niște personaje de-astea, că nici nu mai știu, uite. Domn caporal, stați liniștit că se mai întâmplă. O fi pe sistem nervos. Să știi că e pe sistem nervos. Și asta numai din cauza lui Emma. Că m-am anemiat, mă, de dorul ei, mă. Uite-mi ce hal m-a adus. Păi ce vulturi eram eu și ce pupăz am ajuns. Păi eu care eram... Și mă... Și am ajuns... Cum am ajuns, mă? Schelet ambulant. Păi mă suflă și vântul, mă. Uite, vian. Poftim, poftim. Domn caporal, am eu o cunoștință culturist care a luat niște pastile și în câteva zile s-a îngrășat 15 kg. Bă, dracu. Da, domn caporal, dacă vreți, îl sun să-l întreb cum se numesc pastilele alea. Lasă-mă, zi să-mi aducă mie direct două flacoane, că nu mai contează cum se numesc. Că dacă zici că s-a îngrășat 15 kg în... Vezi? Vezi? Aaaa! Ce o face, doamne? Îi face pe naiba. Țipă ca bou, nu știi că e fătălău? Dar... De ce îl ține acolo două ore dacă nu-i face nimic? Domnul comandant, eu nu pot să-i nimerez vena, domne, nu știu ce are. Cred că l-am înțepat de vreo 30 de ori. Eu zic să-l ducă la spitalul militar și pe ăsta la fel. Eu prind în menghină și gata. Mi-a venit, mă, pachetul. Nu, domn caporal, încă nu. V-am zis, cum vine, vă anunț imediat. Bună ziua, am și un colet pentru... A, coletul, da, știu, lasă că îl duc eu, hai, pune-l jos. Da, dar trebuie să semneze. Îi semnez eu. Dar nu sunteți dumneavoastră beneficiarul. Auzi, mă, tu n-ai făcut armata, a? Sigur că n-ai făcut armata. Tu ești dintre aia fancy trendy de aia care se fofilează? Nu vor să devină bărbați adevărați făcând armata. Auzi, mă? Aci, eu sunt planton, înțelegi? Și plantonul are drept de semnătură pentru toți din unitate. Regulament de ordine interioară, paragraful 132, alineatul 5. Sau pe înțelesul tău de civil amărât, plantonul e Dumnezeu, băi, înțelegi?
De el trece tot și nu răspunde pentru nimeni. Nu, adică răspunde pentru toți și nu trece... Hai mă, las acum, lași pachetul acela la mine sau te car cu el, alege. Semnați aici. He? Ai văzut că se poate? Ia zi, ce e în el? N-am voie să divulg. Oh, n-are voie, păi atunci ți-l arunc. Dacă cumva e bombă, nu răspund eu? Dar nu e bombă, sunt niște pastile de slăbit. Pastile de slăbit, ai văzut ce simplu e? Hai, lasă pachetelul, ia documentul și la revedere. Ce bine e, ce bine. Ia zi, trașcă, avem... Doar ce-a sosit! Veneam să vă anunț eu acum. Dar să știți că îmi păreți destul de slab, domn caporal. Ar trebui să vă mai îngrășați puțin. Știu, mă, trașcă, știu. Eu nu știu. Ah, auzi, trașcă, vezi că trebuie să-mi aducă cineva un pachet. Mă anunți tu când vine? Nici o problemă. Ți-l aducă personal. Da? Perfect. Da, sunteți puțin cam amețit. Ați consumat băuturi alcoolice? Ah, nu am luat 3 de azepame, că mi-era frică să vin aici. Dați-mi puțin mâna. Vai, dar sunteți prima persoană care îmi cere mâna. Mă scuzați un pic. Mă, dar nu par grasă. Măi, nu ești. Eu nu înțeleg ce te-a apucat. Da. Bună, fetelor. Emma, au sosit medicamentele. E deschis pachetul? Eu? Doamne ferește, nu! Și atunci de unde știi că sunt medicamente? De la curier. El mi-a spus. Tu ai uitat, dragă. Plantonul este Dumnezeul unității. Știe tot, află tot. Serios? Mersi. Cu plăcere. Asta e drogatul? Ăsta este, luați-l și duceți-l direct la centru, dar verificați identitatea, poate nu este nici soldat și poate a furat și uniforma, cine știe de unde. Oh, cavalerul de onoare! Și domnișoara asta română! Mă veniți la anunță, nu? Că veniți română! Veniți! O să mă, dezertează el din armată de frica unei amărâte de injecții. Dau eu de el. Aveți ce-i fac? Vă ajut și eu să-i faceți. Dar ce vreți să-i faceți? Mi-ai adus, mă, creionul ăla? Bă, tu ai nebunit? Lasă-l naibii de creion și de scrisoare de adio. Tu fă-te om și pune mâna și ia-ți tratamentul. Bagă în fizicul ăla ceva. Chiorete, sunt pe moarte, mă, tu nu înțelegi? Du-te, bă, Daci. Bă, de 5 zile iau medicamentele alea și uite, uite, aula, uite că nici nu pot să mă mai... Ah, mă, pupăză, mă. Una, stai, mă, că... Dragi, mă, nădragi pe tine. Ai grijă să nu te înfigi în parchet. Bă, Chioret, nu numai că nu m-am îngrășat, dar am slăbit 6 kg, mă. Sunt mumie ambulantă. Păi tu-ți dai seama, dacă nu le luam, păi eram de mult, mă, oale și ulcele. Hai, mă, te rog, ia-du creionul ăla. Sau nu? Mai bine las. Mai bine cheamă pe Emma. Să-i spun eu pe gură ce am de spus, că și așa... Emma! Da! Veniți-o încoa puțin, dragă, că uite, te cheamă pupăză, ce că-i pe moarte, auzi? Spune că nu pot acum, da? Vezi, mă? Nici pe patul de moarte nu mă iartă. Stai, mă! Bă, bă, stai, mă! Ce mă fac? Cum mai ies eu din cameră în halul ăsta? Măi, eu chiar nu înțeleg
cum de te-ai îngrășat așa de mult? Ți-am mai zis odată, pe sistem nervos! Când am probat rochia ta, ăla era doar începutul. Tu-ți dai seama dacă nu luam pastilele că mă făceam cât casa vaporului! Calm, calm. Eu îți sugerez să te duci la amărâtul ăla, că a ajuns cât un schelet de dorul tău. Chiar nu glumește! Vrei să-l ai pe conștiință? El te iubește, chiar dacă acum ești puțin cam grasă. Crezi? Cred. Ne cer scuze pentru țepături, dar n-am avut ce să vă fac. A trebuit să vă fac niște analize, să știu dacă sunteți sau nu sunteți drogat. Dacă v-ați mișcat, ce să vă fac? Poți să plec, doctore? Doriți să vă însoțească cineva până la unitate? Încă mai sunteți sub influența calmantelor, să știți. Mă descurc, mersi. Haideți să vă ajut totuși un pic, că văd că de-abia vă ridicați. Da, singur, doctore. Singur. Lasă-l. Cum vreți. De dorul meu? Exact. Dar n-are nimica, că o iubesc și așa grasă. Cât de grasă poate să fie, nu? Vă las singur. Iubito, chiar te-ai îngrășat din cauza mea? Iubi, și tu chiar ai slăbit de dorul meu? Ce proști am fost! Iubi! 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 Ridică-te, că mă faci afiș! Dar nu, nu mai pot! Ridică-te, că mor! Gata! Rămâneți cu noi, revenim imediat! Pastilele pe care le iei tu nu sunt pentru slăbit. Din contră, sunt pentru îngrășat. N-are cum, dragă. Păi ale mele sunt, dragă, pentru îngrășat. Uite, asta. Pardon, scuze. Astea sunt pentru slăbit, întălăule. Mă, voi nu cumva ați încurcat pastilele între voi? Troșcă! Iertare, am greșit, zici eu, om. Serios? Nu mai ești Dumnezeu unității? Că așa spuneai. Nu mai sunt, ăla e planton. Dar eu am ieșit din post, iertare. Auzi, Iubi, cum îl facem? Slab ca mine sau gras ca tine? Emma, dacă zic o fază, mori. Rochea asta e fix numărul tău. De-aia îți venea perfect. Pe mine nici mă încape. Te chinui degeaba să o slăbești. Păi și de ce naibii ți-ai luat-o dacă e numărul meu? Eu am probat alta. Dar toanta aia de la raion mi-am pachetat una cu 5 numere mai mică. Dacă îți vine să crezi. Ieși până nu te omor. Ieși! Calm! Calm! Iubi,
Dacă ești nervoasă, descarcă-te pe ăsta. Ia uite aici. Așa, că vin acum. Ia uite, știi cum e? E foarte moale, frate! Zici că un sac de box, vino încoace! Ia uite! Vino, hai iubi, hai! Ce dacă ești grasă? Dacă omul te iubește, te iubește și grasă și slabă. Du-te la el. Crezi? Și mai cred ceva. Ce? Ai început să faci ciucuri. Doriți să vă însoțească cineva până la unitate? Încă mai sunteți sub influența calmantelor. Mai surveți dimineața înainte de vizită o țuică. Stai! Mamă! Cât am mai... Lasă-mă că sunt și slăbit acum!